12 octombrie. Sola Scriptura. Urânduirile Domnului sunt fără prihană și înveselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Timpul prezent este de un interes copleșitor pentru toți cei vii. Conducătorii și oamenii de stat, bărbați care ocupă poziții de încredere și autoritate, bărbați și femei care gândesc din toate clasele, au atenția îndreptată asupra evenimentelor care au loc în jurul nostru. Ei sunt atenți la relațiile care există între popoare. Ei observă intensitatea care pune stăpânire pe orice element al naturii și recunosc că ceva mare și hotărător este gata să se producă, că lumea este pe pragul unei crize uluitoare. Biblia și numai Biblia ne dă o vedere corectă a acestor lucruri. Aici sunt descoperite scenele marelui final în istoria lumii noastre, evenimente care își aruncă deja umbrele înainte, sunetul apropierii lor făcând pământul să tremure, iar inimile oamenilor să se topească de groază. Solia lui Dumnezeu pentru locuitorii pământului de astăzi este: de aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Stările care predomină în societate, îndeosebi în orașele mari ale națiunilor, vestesc cu glas de tunet că ceasul judecății lui Dumnezeu a sosit și că sfârșitul tuturor lucrurilor de pe pământ este aproape. Ne găsim în pragul crizei viacurilor. Într-o rapidă succesiune, judecățile lui Dumnezeu vor urma una după alta, foc și inundații, cu tremure și războaie, cu vărsări de sânge. Nu trebuie să fim surprinși în vremea aceasta de evenimente atât de mari și hotărătoare, căci îngerul milei nu mai poate rămâne multă vreme să-i ocrotească pe cei nepocăiți. Pentru mulți, Biblia este o candelă fără unt de lemn, pentru că ei și-au îndrumat mințile spre căile credinței speculative, care aduce ca roade o greșită înțelegere și confuzie. Lucrarea înaltei critici, disecând, presupunând și reclădind, nimicește credința în Biblie ca o descoperire divină. Ea jefuiește cuvântul lui Dumnezeu de puterea de a-i călăuzi, înălța și inspira pe oameni. Prin spiritism, mulțimi de oameni sunt învățați să creadă că dorința este legea cea mai înaltă, că desfrâul este libertate și omul este răspunzător numai față de sine însuși.